genul programului Talk Show. Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară, o nouă ediție a emisiunii Drept la Țintă. Invitații mei din această seară, doi băieți din comuna Hărău. Mai exact din satul Ban Potoc. Berindei Mircea și Magda Liviu. Voi aveți o problemă foarte, foarte importantă. Zic eu și așa și este. Lipsa apei potabile. Da. Spuneți-mi de când vă confruntați. Nu, de fapt, nu apa potabilă, apa menajeră. Da. Apa cu care voi să spălați rufe, cu care voi să udați, zic eu, și în grădină. Da. Haideți să o luăm de la început. De când vă confruntați cu această problemă? În jur de 3 ani de zile ne confruntăm cu această problemă, pentru că am avut o rețea de apă proprie din 1980, până... Voi locuiți, haideți să le spunem și celor de acasă, voi locuiți undeva într-un deal, da? Mai sus. Chiar lângă apa minerală. Deci chiar lângă apa minerală. Aveți un beneficiu, aveți apă minerală la discreție când doriți, dar nu aveți apă menajeră. Bun. Deci nu avem cu ce să ne spălăm hainele, nu avem cu ce să... Nu avem sursă de apă. Mergem la vecini ca să luăm apă pentru mâncare și așa mai departe. În decursul râului ne ducem cu gălețile, facem baie ca nevul mediu la Ligian, pentru că dacă nu este apă curentă, nu putem face baie, nu putem folosi mașina automată de spălat, spălăm la mână rufele sau în mașini vechi. Bun. Câți locuitori ai satului Ban Potoc se confruntă cu această situație? Cam 25%. Cam 25% dintre locuitori. Da, dintre locuitori. De la biserică, începând, de la biserică până lângă apa minerală, nu are nimeni apă, sursă de apă, nici fel de apă. Cui v-ați adresat? Consiliului local. Deci Consiliului local. Domnului primar, jibetean, și Consiliului local. Bun. Și ce s-a întâmplat? De câte ori am chemat primarul, pe domnul primar, la Ban Potoc, vine numai noaptea sau ne mite în fel și chip. Noi avem sursă de apă la bazin acolo lângă familia Filip, din care avem din anii 80 și de 3 ani de zile ne taie furtunele, ați văzut și dumneavoastră, ne-a tăiat furtunele ieri când ați fost și ați filmat, din nou ne-a tăiat, nu mai vine apa. Deci voi, de fapt, vă confruntați cu o problemă acolo. Am să rog regia să și arate câteva imagini ca să vadă și cei de acasă exact ce se întâmplă acolo. Mai exact unde aveți voi bazinul de colectare a unui izvor, da? Este în proprietatea unui consătean al vostru, care vi-a dat acordul să construiți acolo un bazin. Da, specificăm că în 1980 a fost un acord verbal pentru că nu se făceau acte notariale sau... Era pe vremea CAP-ului și nu se făceau acte ca acum. La ora actuală am luat legătura, ieri după masă am luat legătura cu proprietarul grădinii. O să mergem să ne facă un act prin care avem voie să intrăm în proprietatea dânsului de câte ori are nevoie pentru întreținere, curățare a bazinului de acumulare. Și... Bun. Un alt loc unde s-ar putea construi acel bazin este? Sau este singurul loc unde se poate... Bun, se poate construi acel bazin. Este singurul loc pentru că oamenii sunt bătrâni, oamenii nu mai se complică, nu au bani de unde și... Deci voi ați construit bazinul, exact. Că veni vorba de noi bani. Noi am cumpărat țevile zincate, care începând
de la pod, de acolo unde ați filmat dumneavoastră de la noi, și până sus, la domnul Filip, lângă casa lui domnul Filip, avem țăvi băgate și am cumpărat inclusiv țăvi din alea de plastic, care până sus la izvor ați văzut și dumneavoastră de unde am forat. Uitați chiar acum se vede bazinul, da, respectiv. Bazinul de acumulare. Așa. Da. Și un furtun prin care curge apa. Exact. Da. Bun. Apa aceasta nu puteți folosi la prepararea mâncării sau pentru băut. Nu, folosim doar în menajer, apă în menajeră. Apă în menajeră, ca să putem specifica. Da. Am înțeles. Aici e filmat izvorul de unde avem este apa forat în cădere. Da, da. Acum, acest izvor l-a forat acum 7 ani. Da. Izvorul acesta. Bun. Spuneți-mi, acest domn în Filip, da, cu care voi aveți foarte mari probleme, am aflat că dânsul este și consilier local, da, vă tot taie furtunul. De fiecare sau dată... vi-l blochează, vi-l închide cu ceva acolo, vă bagă ceva cu pe furtun. Exact, cu... de fiecare dată am fost cu fratele alu Liviu, am fost acolo o lună și ceva, am mers acolo, am pus alt furtun că era tăiat. După 10 minute când am plecat, oricum femeia ați văzut când ați făcut ieri emisiunea, că a zis că ni l-a tăiat în fața dumneavoastră. Am mers, am pus furtunul, după 10 minute când am mers înapoi, iar a fost tăiat. Dar de ce? Nu știu ce are cu noi, nu știu. Familia Filip susține că nu este izolat bazinul nostru de acumulare și nivelul apei când crește se ridică apa. Nivelul apei la ei în fântână, în beci, în graj. De... Dar vreau să precizez ceva. Niciodată în viața mea n-am auzit, dacă are 2 metri jumate bazinul. Da. Nu există așa ceva ca să urce apa în sus la ei în graj, sau unde zice el. De fiecare dată când vine primar, aruncă 3-4 găleți de apă să se vadă că e ud. Și cu aceasta zice că nu, merge apa. Rugămintea mea către domnul primar este să ia legătura cu o persoană specializată în domeniu, să ne spună dacă de la nivelul bazinului vreodată apa va urca în sus și să ia legătura în urma dovezilor filmate, dacă e o diferență atât de mare încât apa să urce undeva sub casa lor sau sub graj unde susțin. Acum, dacă chiar așa este, cum spune doamna, deși vreau să vă spun că dânsa a vrut să ne lase în curte și în casă ca să vedem că apa este infiltrată în pereți, dar pe urmă s-a răzgândit și nu ne-a mai lăsat înăuntru. Dacă într-adevăr așa este și apa se infiltrează, normal că nu convine nimănui. Muncești ca să construiești o casă și nu-ți convine să adevărat ai grasie și să-ți intre apa peste adevărat tot. Știți destul de bine, dumneavoastră, am vorbit ieri, am spus că dacă apa iasă la dânsii acolo în graj, de unde zic ei, o să pune fiecare familie bani și o să cumpărăm gleț sau ce zice ea, că ne-a dat și ofcare. Deci care dumneavoastră să... sunteți dispuși să... Suntem dispuși să facem bazinul, cum zice. Așa, doar să vă lase să... Să avem sursă de apă, pentru că nu avem... De apă. Am să luăm regia să-l contactați pe domnul primar Jibetean. Ne-am luat angajamentul de față, în fața televiziunii, în fața domnului primar, să aducă o persoană competentă din cadrul primăriei în momentul în care noi facem bazinul. Îl reporim, cum zic ei, care porim, tragem tinci sau CM11 cât au spus ei, apă stop, îl refacem, îl recondiționăm, să vedem dacă aceleași probleme. În mandatul domnului Jibetean... Dar vreau să precizez eu, de 2 ori s-a făcut bazinul, că tot probleme, deci cum am tot zis, renovat, de 2 ori s-a făcut bazinul cu ciment, cum a zis doamna, și de fiecare dată n-a fost bine. Cu ciment, cu apă stop. Domnul primar în primul mandat al domnului Jibetean a fost de față. El, de la primăria comunei Hărău, el a adus 2 saci de ciment rapid și apă stop. Am returnat fundul bazinului și nu, nici așa nu-i bine. Am dat cu apă stop, nici așa nu-i bine. Deci nici cum nu este bine. Nu. Credeți că este o rea intenție a domnului Filip? Cred că are ceva cu noi personal, cu toate cine? Familiile. Acum să înțeleg că are cu o persoană, 2, 3, dar nu poate să aibă cu un sfert de sat. Dumneavoastră, nu. Deci el s-a certat cu foarte mulți oameni, dar vreau să dau cu nume, cu domnul Savu s-a certat cu toți oamenii de acolo, inclusiv cu familia
lui Magda, cu mine personal, cu mai mulți oameni acolo, el să ceartă cu toată lumea că ei sunt stăpâni acolo peste toate dealurile. Deci, mi se spune că domnul primar Jipetean nu răspunde la telefon. Normal. Probabil că nu vrea să răspundă. O să rog frumos să-l apelați pe domnul Bogdan Țâmpău, președintele Partidului Național Liberal. Da, mulțumesc. Nu știu, domnul primar a promis că răspunde la telefon, nu poate veni în emisiune pentru că are un caz de deces în cadrul primăriei, nu știu ce a angajat, deși eu cred, domnule primar, dacă ne auziți, mult mai important sunt oamenii care trăiesc printre noi decât cei plecați într-o altă lume. Ei au o problemă foarte, foarte importantă, lipsa apei menajere. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, când am să mai vin acolo, de cât timp, ce s-ar întâmpla dacă nu v-ar spăla soția dumneavoastră hainele 3 luni de zile? Sau dacă n-ați avea apă, eu știu, să udați grădina. Pentru că acolo în comuna, în comuna Hărău și mai ales în satul Bampotoc, nu putem spune că n-au fost fonduri, pentru că toți primarii, deci nu răspunde nimeni, păi, ok, deci toți primarii spun același lucru, nu avem fonduri, da. Este ca o poezie, nu avem fonduri, nu avem ce face. Zice că nu are fonduri la primărie, vreau să vă spun dumneavoastră, dacă n-ar avea fonduri, de ce a făcut drumul la domnul consilier, începând de acolo un kilometru și ceva, i-a făcut drumul până la el la poartă? Am văzut și noi anul acesta, da? Da, anul acesta, în primăvara anului. Da, cu criblură, în timp ce în sat, de la biserică în sus... Nu este asfalt, deci nu este asfalt, este beton, cu canalizarea pe mijlocul drumului. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Da. Rog, apelați-mi pe domnul Filip Nicolae, sigur nu răspunde, dar haideți să încercăm, să vedem. Domnul primar zice că n-are fonduri, dar el, eu nu știu cu ce fonduri face, vă dau un exemplu, duminică, că face o nedeie la Hărău, la comuna Hărău, și el nu are bani să ne facă nouă drumul, pentru că, ați văzut, suntem în Eviu Mediu, ultimii oameni din satul Bampotoc, care așa ceva n-am văzut în viața mea, numai gropi, de nu mai pot să merg nici pe jos. Da. Să vedem dacă ne răspunde domnul Filip. Alo! Alo, bună ziua, domnul Filip! Alo? Da. Bună seara. Bună. Sunteți direct în emisiunea Drept la Țintă. Noi am fost ieri la dumneavoastră, am filmat acolo, ne-ați și văzut, ne-ați tratat cu indiferență cei drept, dar nu ne supărăm așa ușor. Spuneți-mi de ce le-ați tăiat din nou furtunul? De ce nu le dați apă acestor oameni? Cine te tăia, doamna, de când am trebuit să vorbesc la film? Spuneți, domnule, sunteți în direct în emisiune și sunteți consilier local, nu există, nu aveți timp. E normal că închide. Deci, rog încă o dată apelați, deci domnul consilier local nu are timp. Foarte interesant. Fânul este mai important decât un sfert de sat care nu are apă. Pe urmă, am văzut un lucru foarte, foarte interesant. Dânsul și-a montat acolo. Da, și-a închis telefonul. Nu-i nimic, o să revenim la dumneavoastră. Nu știu, probabil ne aude cineva sau probabil se uită cineva la noi. Aș vrea să-i transmit domnului primar, comuna, satul, localitățile nu sunt moștenite, domnul primar, de la părinții dumneavoastră. Nu mai vă bateți joc de acești oameni. E bine și că nu răspundeți la telefon. E bine că l-am votat pe domnul primar. E bine că l-ați votat și votați-l în continuare. Și domnul primar vine numai noaptea și... Ce face noaptea? Păi noaptea să nu-l vadă oamenii. Întrebați-l și... Nu știu, deci eu, prin natura serviciului, termin foarte târziu noaptea, după ora 12. În momentul în care eu nu l-am văzut pe domn primar prin sat, cred că de vreo 2 luni de zile. Într-o singură noapte, acum vreo 5 zile, când am venit acasă, domn primar era chiar sus de tot, unde se termină drumul de beton, acolo la noi, era parcat pe partea stângă. Păi, ce face domn primar noaptea? Vine să nu se întâlnească cu consătenii? V-ați uitat cu cine era în mașină? Da, v-ați normal, uitat? Normal. Acum stau și mă întreb, că se tot practică tot felul de lucruri. V-ați uitat? Era singur în mașină? Nu, era cu o femeie, a fost cu o femeie noaptea. El știe destul de bine, l-am oprit la mine la poartă, că i-am spus că nu este apă, dar asta e de 2 luni de zile. A spus, domnul primar nu a venit, a zis că vine, cum era sâmbătă, a zis, vin duminică. Nici duminică n-a venit, n-a mințit. Asta în ultimul că nu stau să mă uit. Am văzut mașina domnului primar de astăzi cu...
numărul de matriculare pe care îl cunoaștem, toată comuna, l-am văzut acolo, nu am stat să discut noaptea. Să fie rușine la domnul primar, pentru că îți bate joc de satul Bampotoc, în special de satul Bampotoc, care l-au votat aproape toți oamenii și în care nu are, nu avem apă, nu ne face drumul, dar are bani, are fonduri la primărie ca să facă o nedeie și un bal cum e duminică, de exemplu. Și îmi spuneți dumneavoastră că la această nedeie e invitată o formație aduce pe bani. Aduce formație din Banat. Din Banat și dar la este fiecare... afișuri. Sunt afișuri și la fiecare om dă câte două bești. Știe domnul primar despre ce vorbesc. Mergeți și dindeva, domnilor. Mergeți de prin împrejurii, mergeți la Hărău. Are fonduri, se dă gratis. Are fonduri domnul primar, că ne-a tăiat pădurile, ne-a tăiat tot dealul și ne-a mințit în fel și chip că ne face canalizare, apă și apă. A băgat banii domnul primar în buzunar și face nedei. Bun, haideți să vedem. Dânsul spune că nu sunt fonduri. Asta mi-a spus și mie. Da, nu așa am zice, fonduri, tot timpul nu am fonduri. Zice. Bun. Haideți să relatați-mi puțin povestea dealului care s-a vândut. Da. De acolo s-au luat foarte, foarte mulți bani și ce promisiuni vi-a făcut din domnul primar? Din ceea ce știm noi, în momentul când s-au apucat de exploatarea dealului din satul Bampotoc. Deci, haideți să înțeleagă și cei de acasă, pe acolo trece autostrada, da? Da, pe lângă, pe lângă satul nostru, pe lângă la, sat. Să zic, 5-6 km de sat, trece autostrada, da. Mai exact. Ei aveau nevoie de acel pământ din deal pentru că era mai bun, am înțeles noi, pentru terasamentul autostrăzii. Așa. Cu acordul primăriei comunei Hărău, s-a dat, cu acordul locatarilor, s-a dat dealul respectiv. Având promisiuni că la finalizarea drumului în satul Bampotoc se va asfalta strada principală plus ulițele care duc spre anumite căsi. Așa. Mă rog. Ulițele respective, anul trecut, domn primar s-a ținut oarecum de cuvânt. Așa. Unele le-a asfaltat, altele le-a băgat gri blură. E foarte ok. Am luat legătura cu domn primar anul trecut, în toamna anului trecut, a reasfaltat, începând de la Vila Castelu Maria, până în spatele grădinii, drumul principal, deci toată strada care duce spre castel și revenind înapoi pe drumul principal, a reasfaltat acel tronson de drum. L-am întrebat pe domn primar atunci, la ora actuală, le-am întrebat, domn primar, aici în jos, unde nu sunt gropi, nu sunt traversări de drum, se reasfaltează, dar drumul principal, pentru că trec 300-500 de mașini pe lună după apă minerală. Merge în continuu acolo, merge flux continuu, de dimineața deci, până seara vin, ați văzut și dumneavoastră, vin mașini, că acolo puțin. Să ia de apă. Ce? Când o să-l asfaltați? Până la finalul, până în vara anului viitor, avem promisiuni de la Consiliul Județean că ne alocă fonduri pentru reasfaltare. E ok. Cum ați văzut și dumneavoastră, ieri, drumul se prezintă din ce în ce mai rău. Astăzi, după ce ați fost dumneavoastră și ați filmat, a fost trimis motocapilarul primăriei, a băgat lama și a băgat iară pământ în gropi. Nu așa se reasfaltează un drum, nu, nici măcar să-l plombeze, nici măcar traversarea drumului ca să-l reasfalteze. Am luat eu personal, domn primar știe și dacă este de cuvință să intre în legătură directă cu noi, o să-l rog să își reamintească de câte ori l-am sunat eu, să-i arăt piesele schimbate de pe mașina mea, câți bani am băgat eu pentru drumul de la Bampotoc. Păi ar fi o soluție să-l sancționați în judecată. Domnul primar nu face șoseaua, face la domnii consilieri. Domnul primar face pentru comuna Hărău, dar de Bampotoc a uitat. Oameni, suntem a nimănui, suntem un sat care nu-l interesează. Răspundeți, domnul primar, la telefon. Haideți, aveți curaj, că când eu sunt convinsă întrebat, că dumneavoastră ne vedeți acum. Când a fost întrebat de ceea ce s-a întâmplat cu promisiunile de pe dealul respectiv, a fost că... Alo! 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 Alo, bună seara, domnul primar! Rămână! Ați promis că încercați să veniți, am înțeles că aveți acolo o mormântare la primărie. Nu e chiar o mormântare, am angajat și umbră să-i ajut să se descurce cu tot ce au nevoie acum. O murit aseară și... Bun, ce credeți că este mai important? Un om care a decedat, să-l ierte Dumnezeu,
sau un sfert din satul Ban Potoc care nu are apă? Doamnă scumpă, nu are legătură problema, deci problema care noi am discutat-o ieri. Da. Nu are legătură cu importanța, să pui în balanță importanța dintre... Păi puneți-o, domnul primar, puneți-o, pentru că ieri, după ce am plecat noi de acolo, domnul Filip a tăiat furtunul și acești oameni iarăși au rămas fără apă. Eu am vorbit cu dânsul la telefon. Nu mi s-a adus la cunoștință deloc lucrul ăsta de către uitați, nimeni, sunt eu... invitații mei aici în studio. Domnul primar, de fiecare ați fost ieri acolo la apă, ne-a scos furtunul de acolo, iară nu mai avem apă. Când am plecat nu de acolo... Nu m-a spus nimeni până în momentul ăsta, nu mi-a mai spus nimeni treaba asta. Păi, eu n-am apă. Păi uitați, vă spun eu... Am fost de trei ori în bampă, tot nu mi-a zis nimeni. Nu mereți acolo sus și vedeți că nu mai au oameni apă din nou. Auziți dumneavoastră, până unde mergeți în Ban Potoc? Până la biserică? Nu, de ce? Păi vă întreb eu pe dumneavoastră, ați văzut drumul ăla cum arată? Nu, am avut de lucru la Cămin, acolo în zona Cămin. La Cămin. Data trecută ne-ați spus că mergeți la administrația financiară și v-ați oprit la Cămin. Spuneți-mi, domnul consilier, Filip, are o mașină de recoltat porumb pe domeniu public. Plătește la primărie ceva? Nu cunosc. Nu cunoașteți? Păi da, ați fost cu mine acolo. Ați văzut cât saci de porumb? M-a întrebat de mașină de recoltat porumb. Eu știu că omul plătește impozitele și taxe fiecare. Câți oameni, câți locuitori aveți în comună, domnul primar? Câți locuitori? Câți locuitori sunt în comuna dumneavoastră? Ați văzut bălegarul de vacă lângă șosea când plouă? Ați văzut ce se scurge pe șosea? Cu canalizarea pe mijlocul drumului. Situația și-o cunosc. Păi și atunci ce faceți? Sunteți la al doilea mandat. Ce ați făcut până acum? Ce ați făcut? Am auzit că dumneavoastră că am umblat noaptea pe drumuri pe acolo. Noaptea. Copii? Am auzit că umblați mai mult noaptea decât ziua. Cine spune treaba asta? Uitați aici, băieții. Vreau băieții afirmă. La domnul primar. Puneți întrebare. Și ziua umblu și noaptea. Bun, domnul primar. Ce se întâmplă prin comun? Domnul primar. Deci dacă dumneavoastră spuneți. Doriți să vorbim așa, domnul primar. Contradictorii, atunci spuneți. Nu contradictoriu, domnul primar. Păi stați puțin, satul ăla și comuna aia nu e moștenire de la părinții dumneavoastră. Da? Acolo sunt niște oameni care v-au votat. De ce ați candidat la primărie? Lăsați-mă să vorbesc la urma urmei. De ce ați candidat, domnul primar, la primărie? De ce? Ca să-i ajutați pe oamenii ăștia sau de ce? Vorbiți în necunoștință de cauză. Cum adică necunoștință de cauză? Am fost acolo, domnule. Cum adică necunoștință de cauză? Cum adică? Din ce bani faceți nedea aia din data de 5? Domnul primar, cu ce fonduri? Domnul primar, auziți, domnul primar. Cu ce fonduri faceți nedea la Hărău și noi n-avem șoseaua să facem, n-avem șoseaua la Ban Potoc și faceți nedea la Hărău? Cu ce fonduri? Puneți-mi și mie cu ce fonduri se fac nedei în România peste tot. Păi primăria face, că spuneți că n-aveți bani la primărie. Da, exact. Păi și? Am auzit că le dați câte două sticle de bere la oamenii aia. Știți? Ce anume? Am auzit că le dați câte două sticle de bere la toți care vin acolo. Eu i-am chemat și pe cei din Deva. Nu știu ce ați auzit, doamnă, că ați auzit greșit. Cum adică greșit? De ce fonduri faceți de idee, domnul primar? Auziți, mie mi se pare că dumneavoastră deja vorbiți pe lângă realitate și în acest caz îmi rezervă să închid telefonul să vă mulțumesc frumos. Dar nu închideți telefonul, stați așa, păi închideți. Da, în momentul în care vorbiți asemenea lucruri. Haideți să vă spun un lucru care este adevărat. Lucruri ireale. Așa, bun, astea sunt ireale. Eu am fost, am văzut, am arătat celor de acasă, mă rog, sunt ireale. Dar spuneți-mi, acest băiat de lângă mine, Berindei Mircea, are un teren în care dumneavoastră ați intrat abuziv, l-ați îngrădit, i-ați tăiat prunii și ați construit un bazin acolo. Aș vrea să vină cu actele la primărie și cred că lucrul ăsta fie și el. Adică cum? L-a despăgubit pe vecinul de lângă mine și pe noi nu. Să vină cu actele să vedem unde are terenul. Unde v-ați îngrădit, unde s-a îngrădit, domnul primar. Deci dumneavoastră vă faceți că nu știți, dar câți oameni aveți acolo în primărie de nu știți? N-aveți memorie bună? Deci nu. Cred că lucrurile se pot discuta așa cum sunt punctual cu acte, nu cu discuții și cu vorbe. Păi da, domnule, e proprietatea omului. Mie cum, adică? Mi se pare că dumneavoastră provocați niște discuții și încercați să le duceți pe un teren
Așa, numai din vorbe. Păi da, e proprietatea domnului primar. Cum adică? Din? Dacă omul are acte că e proprietatea lui, cum îmi puteți spune? Păi hai să vedem. Să vină cu un topograf, să vedem unde este proprietatea. Dar de ce să plătesc eu, domnul primar, topograful? Eu trebuie să plătesc topograful sau dumneavoastră? Trebuie să-mi indicați, în primul rând, limitele proprietății, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent. Dar vă întreb, de ce ați îngrădit? De ce ați îngrădit? Domnul, nu vă supărați. A venit vreodată să-mi spuneți, haideți să ne uităm, uitați aici până aici. Da, hai să discutăm la concret. Am vorbit verbal. Verbal am vorbit. Verbal că ar fi de acolo și că ar fi pe undeva. Dar nu am fost niciodată că trebuia să vă dați interesul să veniți la noi, să ne spuneți, domnule, uite de aici și până aici am eu o proprietate, da? Da, dumneavoastră. Nici o încălcat sau ce s-a întâmplat, dar n-ați venit să spuneți așa sau să o delimităm. V-am sunat și ne-am întâlnit personal și a spus că la domnul Irimie i-ați dat, l-ați despăgubit și a spus că mie nu, că eu nu știu să fie pământul, păi eu am vie 12... Nu a fost despăgubit, să știți că familia Irimie a făcut o donație. Da. Și există acte, da. La fel ca și familia Borlea, care a făcut o donație și există acte. Sunt oficiale, puteți să le verificați și oricine le poate vedea. Deci e vorba de donații, nu e vorba de despăgubit. Și dacă cumva s-a depășit acea limită, dumneavoastră puteți să veniți arătați și atunci vedem dacă este cazul să fiți despăgubit, dar nu vorbim până n-am văzut concret. Păi eu când v-am întrebat pe dumneavoastră, a spus că îmi dați teren în altă parte. Stai un pic, am zis că dacă se justifică, vă dăm teren în altă parte. Da, da. Dar n-ați venit cu actele, nici în zădeată. Nu, nu, dar dumneavoastră, dar ați întrebat pe cineva să îngrădiți acolo 12 pruni care nu s-a lui Irimie, s-a al lui tata meu, nu a meu, a lui. Nu cred că a venit nimeni să spună că s-au îngrădit mai mulți pruni decât a fost Irimie sau teren. Dar nu-i terenul lui domnul Irimie, cineva, dumneavoastră știi. Auziți, nu a fost nimeni să ia să îngrădească teren cu Sila, da? Iar nu a fost. Lasă că o să vin cu actele la primărie. Dacă nu a fost nimeni să zică, domnule, ai depășit, ai îngrădit mai mult. De unde să știe omul? Vă mulțumim mult, la revedere, pauză publicitară, la revedere, ne revedem peste câteva minute.